În călătoriile mele cu autorul Ota, am ajuns în localitatea Dofteana din județul Bacău, unde am oprit să văd conacul Ghica de la Dofteana. Situat în arealul Văii Trotușului, conacul Ghica de la Dofteana face parte din imobilele deținute de familia Ghica alături de Palatul de la Comănești. Conacul de la Dofteana este construit în stil romantic la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu rolul bine definit de castel de vânătoare. Domeniul era renumit în epocă pentru partide de vânătoare și recoltare de trofee. În 1887, Neculai Ghica pune să se ridice pe domeniu o locuință administrativă cu parter și etaj denumită hulubărie. La scurt timp după, proprietarul angajează un arhitect italian pentru a-i realiza planurile și începe să aducă materiale de construcție și meșteri din străinătate în acest scop. Castelul va fi folosit ca reședință de vacanță pentru familia Ghica. În perioada celui de-al doilea război mondial, aici, la conacul Ghica, a fost stabilit comandamentul german. După întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, castelul este devastat de armata sovietică, la fel cum au fost și palatele de la Comănești și Dărmănești. Naționalizarea domeniului se realizează în două etape. Odată, în 1945, imediat după război, prin aplicarea reformei agrare, iar în a doua etapă, castelul și restul domeniului trec în proprietatea statului. Astfel, fostul castel de vânătoare al lui Emil Ghica, urmașul lui Neculai Ghica, devine pe rând sediu unor instituții de stat precum Spital TBC, Casă de Copii sau Sanatoriu de Reumatologie Infantilă. Construcția are o structură solidă, iar aspectul exterior este impresionant. Demisolul este ridicat din blocuri masive de piatră, iar pereții celorlalte două etaje sunt din cărămidă. Planșeele dintre demisol și parter și dintre parter și etaj sunt susținute de grinzi metalice masive. Toate ferestrele și ușile exterioare sunt încadrate în rame masive de piatră, frumos profilate și finisate. Castelul are patru nivele, demisol, parter, etaj și mansardă. La demisol este crama, care este cu câteva trepte mai jos. La parter sunt două terase acoperite, una cu vedere spre spatele clădirii, cealaltă cu vedere laterală spre lac și poiana dintre ele. La etaj sunt două terase deschise și trei balcoane.
holul central pe două nivele cu scară generoasă în formă de U, șemineul principal din granit, lambriurile și decorațiunile din lemn de pe pereți și tavan sunt cele mai interesante dintre puținele elemente originale de decor funcționale din interior. După 1998, moștenitorii nu au intentat proces de retrocedare, domeniul rămânând până târziu în anii 2000 în proprietatea Consiliului Local. Din cauza costurilor imense de întreținere, imposibil de suportat de o simplă comună, se decide scoaterea la licitație publică a domeniului. În turnul din stânga este o scară în formă de spirală din piatră, în zona demisolului și din lemn pentru toate cele patru nivele ale clădirii. Celălalt turn are spre vârf o cameră cu ferestre pe toate laturile. În ultimii ani au fost efectuate mai multe lucrări de conservare, reparații și investiții la această proprietate. Vechea hulbărie a fost transformată în pensiune turistică.